Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Legal 100%. Codul muncii s-a modificat destul de mult în ultima perioadă și aceste modificări au un impact major în anul 2023. Multe dintre modificări sunt binevenite pentru că oferă o mai. Mare claritate în relația dintre angajator și salariat. De foarte multe ori am încercat să discutăm despre tot ceea ce înseamnă codul muncii. Le-am luat și pe rând. E foarte important să înțelegem, și în calitate de angajați, ce drepturi avem și ce obligații corelative. La fel, în calitate de angajatori, trebuie să știm foarte bine ce presupune contractul individual de muncă. Atunci când apar modificări. Iarăși și încercăm de fiecare dată să vi le aducem la cunoștință. Sigur și dumneavoastră le puteți citi dar e mult mai bine atunci când le înțelegem de la un profesionist care ni le explică și alături de noi astăzi pentru a face acest lucru se află doamna avocat Mădelina Dascăl. Bună ziua, vă mulțumesc că ne-ați acceptat invitația. Bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație. Zece bucăți de modificări am pregătit astăzi, probabil cele mai de impact. Așa cum spuneam și mai devreme, le putem citi, dar nu e foarte sigur că și înțelegem exact ce avem de făcut în urma acestor modificări, astfel încât o să vă rog pe dumneavoastră ca de fiecare dată să ne oferiți câteva detalii. Prima modificare. A fost integral modificat template-ul contractului individual de muncă. Văd că intrăm deja și în englezisme, inclusiv în contractul individual de muncă, dar ne adaptăm, nu avem ce să facem. E important totuși să înțelegem ce înseamnă această modificare. Într-adevăr, în monitorul oficial a fost uh, publicat noul model cadru al contractului individual de muncă, model cadru care trebuie să se regăsească pentru toate contractele de muncă încheiate ulterior publicării acestuia. Acest lucru, practic, înseamnă că toate contractele de muncă încheiate ulterior acestor modificări trebuie să uh, prezinte această structură practic, angajatorul trebuie să folosească acest model cadru pentru toate contractele ulterioare, dar este totodată de preferat ca și contractele deja existente în curs să se modifice și să cuprindă aceeași structură. Nu este obligatoriu, dar este de dorit. Adică este de e dorit. ca o recomandare. Exact. Este de dorit, este de preferat, pentru că astfel să existe la nivel de unitate o constanță cu privire la structura contractului individual de muncă. În practică, de cele mai multe ori, atunci când verificăm un contract de muncă, când ni se solicită fie de către angajat, fie de către angajator să verificăm contractele de muncă și le solicităm să ne pună la dispoziție uh, acest contract, foarte mulți spun, păi este contract standard. Este foarte bine că este contract standard, pentru că până la urmă toate contractele de muncă trebuie să prezinte aceeași structură, mai ales acum că a fost publicat acest template, acest model cadru și, practic, orice îmbunătățire, orice clauze suplimentare pot fi inserate în cuprinsul contractului de muncă. Însă, structura, scheletul contractului trebuie să fie același. Deci, vorbim de un schelet uh, identic pentru toate contractele individuale de muncă, dar se pot aduce îmbunătățiri, pentru că vorbim. De înțelegerea părților și atunci aici clauzele pot fi negociate. Exact. Cadrul rămâne același, însă există anumite posturi, anumite funcții, anumite contracte care sunt îmbunătățite sau care sunt, aduc o complexitate mai mare și atunci fiecare angajator înțelege să introducă clauze specifice, cum sunt clauzele de confidențialitate, clauzele de mobilitate, de formare profesională, care vin și sunt inserate pe lângă cele deja existente în modelul cadru. Modificarea cu numărul 2 din anul 2022 a devenit obligatorie menționarea în conținutul contractului de muncă a tuturor elementelor constitutive ale veniturilor salariate, salariale evidențiate separat. Înțelegem că Până la această modificare nu erau prezente toate, adică toate elementele acestea care uh, constituiau, de fapt, uh, forma și aspectele sub care se hotăra ce înseamnă venit salarial. Într-adevăr, până la momentul introducerii acestei modificări, era la latitudinea angajatorului dacă înțelege să menționeze distinct fiecare venit pe care înțelege să-l acorde angajatului. Ei bine, odată cu modificările aduse și cu clarificările aduse în modern... Cadru, aceste modificări impun în mod uh, obligatoriu ca toate veniturile salariale să fie uh, distinct menționate în cuprinsul contractului de muncă, astfel încât este mult mai ușor de urmărit, atât pentru terți cât și pentru angajat, să știe cu exactitate care sunt veniturile, care este venitul brut, care sunt veniturile adiacente, sporurile, alte beneficii de care uh, beneficiază, pentru a nu exista ulterior discuții. Și o noutate interesantă cu menționarea metodei de plată. Exact, până la momentul modificării nu exista această uh, mențiune obligatorie care trebuia să fie inserată. E bine, cu modificările aduse, este obligatoriu să se specifice în mod expres care este modalitatea de plată, adică se face prin virament, se face prin uh, numerar, uh, contul în care urmează să fie achitat uh, salariul, practic este o noutate și este obligatoriu fiind uh, în sarcina angajatorului lui să menționeze această modalitate. Și dacă cumva se modifică această metodă de plată pe timpul derulării contractului se face act adițional cu Sigur modificarea? Se face act adițional oricând angajatul are posibilitatea să solicite angajatorului modificarea uh, variantei în care el înțelege să-și încaseze salariul, se face pe baza unei cereri, urmând ca între cei doi să fie încheiat un act adițional prin care să se prevadă noua, noua modalitate de plata salariului. Numărul 3. Și aici cred că vor fi interesați foarte mulți dintre cei care ne urmăresc, au fost introduse două noi tipuri de concedii. Concediul de îngrijitor și concediul pentru urgențe familiale. O să vă rog tare mult să ne explicați în ce constă fiecare dintre aceste două concedii și cum se acordă, de fapt. Concediul de angajator, într-adevăr, reprezintă o noutate în, în dreptul muncii. Se acordă pentru o perioadă de maxim 5 zile lucrătoare și se acordă acelor persoane care au în îngrijire, sau urmează să aibă în îngrijire o persoană care suferă de anumite afecțiuni. Concediul de îngrijitor. Concediul de îngrijitor. Angajator. De Vă a, de, a, angajator? așa este. Practic, acest tip de concediu se acordă la cerere, pentru o perioadă, așa cum am menționat, de 5 zile și se face pe baza unei solicitări scrise, iar angajatul trebuie să facă dovada faptului că urmează să se îngrijească de persoana care are nevoie. Uh, Practic, angajatul vine și depune anumite uh, documente justificative care acordă acest drept uh, să se îngrijească de persoana uh, bolnavă, documente din care să rezulte filiația, din care să rezulte gradul de rudenie, precum și documente uh, medicale care atestă faptul că persoana care urmează să fie îngrijită de, acea, de acest angajat are nevoie de, uh, de îngrijire. Cinci zile? Cinci zile lucrătoare pe an. Pe an, da. da. Să nu cumva să înțelegem încă pe lună că. Mm. Este vorba Ideile, de da. Iar cel de-al doilea tip de, de concediu care se acordă, se acordă pentru o perioadă de maxim 10 zile pentru urgențe medicale. Este vorba, într-adevăr, de acele situații inopinate, de situații justificate de urgențe medicale, exact așa cum îi spune denumirea, și se face prin înștiințarea prealabilă. Acum, evident că atunci când este vorba despre o urgență medicală, nu putem ști cu foarte mult timp înainte când uh, intervin aceste situații uh, urgente, însă angajatorul poate să fie anunțat uh, fie la momentul la care intervine această urgență, fie într-un timp foarte scurt, tot așa pe baza unei cereri sau pe baza notificării angajatorului cu privire la existența acestor, uh, acestor tipuri de urgențe. Uh, totodată este de menționat faptul că uh, trebuie să avut în vedere modalitatea prin care uh, zilele care urmează să fie la care angajatul va lipsi cum vor fi recuperate de către angajat. A, deci acestea sunt trebuie să fie recuperate. Da. E ca la o școală cumva cu absențele motivate. Da? Exact. Dar angajatorul are obligația înțelegem să ia în considerare atunci când li se solicită așa ceva. A apărut o nouă categorie de venituri neimpozabile cele în limita a 33% din salariul de bază. Aici, iarăși, o să vă rog să ne faceți câteva precizări, să ne explicați, de fapt, ce înseamnă această limită a 33% din salariul de bază și dacă în acest plafon intră și tichetele de masă sau tichetele cadou. Într-adevăr, a apărut și această, această modificare, această categorie de venituri neimpozabile în limita a 33% din salariul de bază, însă nu sunt incluse etichetele cadou și tichetele de masă. Sunt niște venituri impozabile pe care asupra cărora angajatorul nu a, va achita impozit. A, sunt mai multe tipuri de beneficii care pot fi acordate angajatului direct de către angajator și aici a, ne referim la a, prestații suplimentare primite de angajați a, în baza unei clauze de mobilitate, această clauză de mobilitate fiind o clauză specifică și fiind inserată în acele contracte care presupun mobilitatea angajatului de la un loc de, la un loc de muncă la, în afara sediului, de exemplu, sau la beneficiari. Ne referim totodată la contravaloarea hranei pe care angajatorul se obligă să o achite pentru salariații săi. Uh, mai sunt uh, cheltuielile pe care angajatorul le face cu cazarea și contravalarea chiriei pentru spațiile unde urmează să locuiască uh, angajatul său. Uh, sumele acordate a angaja angajaților care desfășoară activități în regim de uh, telemuncă. Și aici ne referim la acele sume care sunt. Uh, acordate pentru cheltuieli cu apă, electricitate, mobilier în limita a 400 de lei pe lună, sume care spre avantajul angajaților nu trebuie să fie justificate. Evident, lista este mai lungă, însă acestea sunt principalele beneficii acordate, acordate atât angajatului cât și angajatorului. Acum, una dintre cele mai importante modificări ale codului muncii cu impact în 2023 este legată de sindicate. A fost modificat numărul minim de angajați necesari pentru constituirea unui sindicat, mai exact la 10 persoane. Într-adevăr, anterior modificărilor era necesar ca acest număr să fie de 15. Ei bine, în urma modificărilor a fost micșorat numărul la 10. Practic orice angajator care are uh, 10 angajați poate și este obligat să facă o negociere privind constituirea sindicatelor. Este un avantaj care este acordat, acordat angajaților. Anga angajaților, practic, pentru că sunt foarte multe situații în care angajatorul nu are, nu avea numărul de 15 de angajați, nefiind posibilă uh, formarea unui sindicat, e bine, prin micșorarea acestui număr uh, s-au acordat avantaje a angajaților, limitându-se numărul la 10. Încerc să discutăm cât de repede despre fiecare modificare în parte pentru a reuși astăzi să le bifăm pe toate cele 10 pe care le-am ales, cele mai semnificative, astfel încât trecem la modificarea cu numărul 6. Pentru companiile aflate în procedură de insolvență sau faliment, lichidatorul judiciar are obligația eliberării adeverințelor de vechime în termen de 60 de zile calendaristice. Aici să ne spuneți cum a fost și care e, de fapt, modificarea. Într-adevăr, um ne regăsim în practică cu acele situații în care angajatorul este supus procedurii de insolvență sau procedurii de uh, faliment, situație în care uh, soarta angajaților uh, este una destul de, uh, cum să mă exprim, uh, nesigură. Uh, sunt acele situații în care ca urmare a procedurii insolvenței, sistarea uh, activității este următorul pas ca urmare a intrării în insolvență sau eventual ca urmare a reorganizării activității societății. Uh, ei bine, până la momentul uh, modificărilor, uh, nu exista acest termen în care să fie uh, acordate astfel de uh, adeverințe în uh, favoarea angajaților, uh, iar angajații uh, riscau să nu primească aceste adeverințe de vechime. Ei bine, la momentul de față există acest termen uh, obligatoriu de eliberare a adeverințelor de vechime uh, într-un anumit termen, de, în termenul uh, expres prevăzut de 60 de zile direct de către lichidator, deci practic de către persoana care preia activitatea și administrarea societății ca urmare a deschiderii procedurii insolvenței sau de faliment. Când ne gândim așa punctual la fiecare modificare, pare că legiuitorul totuși a avut în vedere problemele cu care s-au confruntat și angajații și angajatorii de-a lungul timpului în cadrul activității și e un lucru bun, da, benefic cumva că se merge exact la la sursă, la sursa problemei. S-a modificat radical modul de calcul al deducerii personale, astfel că inclusiv persoanele cu venituri mai mari de 3600 de lei pot beneficia de deducere personală în anumite condiții prevăzute de lege. Aici, iarăși, avem nevoie de dumneavoastră și de câteva informații suplimentare cu această deducere personală. Într-adevăr, până la momentul acestei modificări, nu exista această deducere personală pentru persoanele care realizau venituri peste pragul de 3600 de lei. Ei bine, de la momentul modificărilor, există și această posibilitate de deducere personală și pentru angajații care realizează venituri peste acest plafon. Această modificare trebuie avută în vedere și trebuie acordată o importanță sporită, mai ales în ceea ce privește specialiștilor din salarizare, pentru că astfel vor putea să uh, facă cu mai multă precizie deducerile personale de care beneficiază angajații cu venituri peste plafonul de 3600 de lei. Deci, practic, nu mai avem o limită nu mai avem e, o limită, s-a modificat în sensul că și persoanele care realizează venituri peste această sumă și beneficiază. Toată lumea, așa este. În anumite condiții, sigur că da. Pe care le găsim în momentul în care dorim să facem aceste demersuri. Clar, nu te lasă nimeni să faci dacă nu îndeplinești condițiile. Cert este că s-a eliminat acest prag de 3600 de lei. O altă modificare. În cazul desfășurării activității în baza a două sau mai multe contracte de muncă, codul muncii spune că este o condiție obligatorie ca programele de lucru să nu se suprapună. Nu era cumva de la sine înțeles și până acum? Era de la sine înțeles, însă uh, foarte mulți angajați beneficiau de mai multe contracte de muncă fără ca uh, să existe această obligație de nesuprapunere a programului de muncă. Uh, practic existau angajați cu cu uh, mai multe contracte de muncă, două sau trei contracte de muncă, însă nicăieri nu exista această obligativitate de a fi prevăzută în mod expres această clauză de nesuprapunere sau această interdicție de suprapunere a programelor de muncă. Ei bine, odată cu clarificările aduse prin uh, noi, noul contract, de, contract cadru, există această obligație expresă de a nu se suprapune contractele de muncă și, practic, uh, angajatorii, dacă există mai mulți angajatori sau angajatorul, dacă există mai multe contracte de muncă încheiate cu Același angajator să aibă în vedere existența uh, mai multor contracte de muncă, dar programul lor uh, de muncă să nu fie suprapus. Uh, totodată, există în sarcina angajatorului obligația de a nu trata uh, în mod defavorabil persoanele care au angajate uh, mai multe contracte de muncă, au încheiate mai multe contracte de muncă și să nu, le, să nu le fie aplicabil un tratament nefavorabil față de persoane care au un singur contract de muncă. Și dacă se întâmplă așa? Dacă se întâmplă așa, bineînțeles, poate fi sesizată inspecția muncii, poate fi sesizat ITM-ul cu o cerere, cu o notificare prin care angajatul să aducă în vedere faptul că este supus unui tratament nefavorabil, urmând ca angajatorul să fie supus unor uh, sancțiuni dacă se constată într-adevăr de către inspecția muncii că se întâmplă să-i fie aplicat un tratament nefavorabil. Pe de altă parte, dacă angajatorul constată că angajatul lui nu dă randamentul necesar din cauza oboselii produse de cer, Celălalt contract de muncă, că se întâmplă și asta, adică uh, cât să tot muncești, nu vorba aceea, uh, poate să invoce acest lucru dacă constată că, uh, sigur, activitatea este, din acest punct de vedere, afectată. Are obligativitatea de a-i. Uh, asigura această posibilitate și de a-i respecta atâta timp cât cele două uh, programe nu se suprapun, așa cum spune iată și această modificare de acum în mod expres, dar pe de altă parte în măsura în care angajatul respectiv poate să dea randamentul uh, de care este nevoie. Și am văzut că se doresc anumite modificări și în această zonă, uh, respectiv uh, cel de-al doilea contract sau pentru cel de-al doilea contract să nu se mai plătească CASE. Văzusem recent o astfel de informație, nu știu în ce măsură va intra în vigoare, dar cu siguranță dacă va fi așa, vom încerca să revenim și să oferim mai multe informații. A noua modificare, angajații pot solicita angajatorului stabilirea unor programe individualizate de lucru, iar angajatorul are termen de răspuns uh, 5 zile lucrătoare. Orice refuz din partea angajatorului trebuie motivat în scris. Ce înseamnă programe individualizate de lucru? Programele individualizate de lucru înseamnă, practic, uh, programe personalizate pentru angajat. Uh, există programe. Uh, și aici ne referim mai ales în cazul uh, cel, acelor angajați care au mai multe contracte de muncă și doresc ca acestea, uh, evident, să nu se suprapună, fiind în mod obligatoriu, dar există și acele situații în care beneficiază angajatul de acest concediu de îngrijitor, spre exemplu, uh, existând posibilitatea de a transmite o solicitare a angajatului ca, în această perioadă, să-i fie acordat un uh, program de muncă individualizat care să-i permită atât să uh, să se îngrijească de uh, persoana care are nevoie, dar și în continuare să, uh, să nu lipsească de la locul de muncă sau să uh, își desfășoare în mod corespunzător activitatea. Uh, așa cum deja ați menționat, este vorba despre uh, programe individualizate cu privire la care uh, angajatorul trebuie să răspundă în acest termen de 5 zile, uh, iar orice refuz trebuie justificat și motivat. În situația în care răspundă, Răspunsul negativ nu este motivat sau nu este justificat de către angajator, tot așa există posibilitatea ca angajatul să se adreseze ITM-ului pentru a dovedi faptul că, deși a transmis această solicitare, angajatorul nu i-a acordat-o acordat sau nu a răspuns în mod justificat. Și iată că am ajuns și la cea de-a zecea modificare, exact la timp pentru că suntem pe final de discuție. S-a modificat valoarea diurnei acordate în România și aici o să vă rog să ne faceți iarăși paralele între uh, valoarea anterioară și cea existentă în prezență în urma modificărilor. Într-adevăr, s-a modificat valoarea diurnei până la uh, momentul modificării. Valoarea diurnei era 2,5 20 de lei pe zi. De la momentul modificării, această valoare a crescut, este 2,5 ori 23 de lei pe zi, uh, și se acordă tot așa de către angajator în acele situații în care angajatul, pe baza contractului său de muncă, beneficiază de acest drept de diurnă. Atât vreau să vă mai întreb dacă angajatorul are cumva obligația de a aduce la cunoștința angajatului aceste modificări atunci când ele se întâmplă. Noi ne simțim obligați pentru că vrem asta să informăm pe cei care ne urmăresc, dar angajatorul are obligația asta are obligația angajatorul de a aduce la cunoștința angajatului absolut toate modificările care intervin în cuprinsul contractului de muncă, modificări care trebuie cuprinse fie într-un act adițional, fie într-o notă de informare, fie în regulamentul intern, practic în orice document care poate ulterior să justifice aducerea la cunoștință către angajat a tuturor modificărilor. Vă mulțumesc foarte mult, doamna avocat, că ați fost și astăzi alături de noi și pentru multitudinea de informații pe care ni le-ați furnizat. Am înțeles despre ce este vorba și ăsta era scopul. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim și dumneavoastră pentru că ați fost alături de noi și ne-ați urmărit în speranța că v-am fost de folos. Până data viitoare vă doresc să aveți parte numai de bine!